Bun găsit, dragi prieteni, la un nou podcast aici în studio Radio M+. Întâlnirea noastră de astăzi l-are ca invitat pe domnul Gheorghe Popa, fotograf sau artist vizual? Fotograf de natură. Farmacist. Farmacist, da. Ce pot să spun? Nu, că așa e. E, nu? Da, sunt farmacist. Astea sunt pasiuni despre ce vorbim noi. Dar acum și fotograf profesionist de 3 ani de zile, de când am o firmă cu care activez în domeniul fotografiei, în special pe partea de print. Da, fotograf l-ați mai văzut aici în emisiunile noastre, cu fotografii deosebite, premiate, atenție, de National Geographic și nu numai. Vă invit să intrați pe pagina domniei sale să vedeți, mă rog, zici că trăiește în altă lume. La discuția noastră precedentă am vorbit de un album, că trebuie să apară și uite că a și apărut un album dedicat lacului Cuieșdel. Da. Inedit. Proiectul meu de suflet, era în lucru când am fost ultima dată la dumneavoastră în emisiune și da, este inedit și este așa cum ni l-am dorit, adică la cel mai înalt nivel. Deci un album, nu știu cum îl vedeți dumneavoastră la televizor, hai să-l pun așa, dar el este realizat unde? În Italia. Le-am realizat în Italia deoarece nu am găsit în România o tipografie care să tipărească un asemenea album, adică la nivelul acesta. Mai mult au fost detalii tehnice și anume mărimea, să-l arăt și eu, albumul când este deschis, da? Deci dacă deschid albumul, are o lățime de 60 de centimetri, aproximativ, 5-8-60 de centimetri. Ori din punct de vedere tehnic, la noi în țară mașinile sunt limitate, probabil nu sunt cereri pe acest format și trebuia să-l fac cu 10 centimetri mai mic. Noi aveam deja conceptul făcut, deci totul era realizat, era macheta realizată și nu am știut aspectul acesta. Și este singurul motiv, adică noi chiar ne-am dorit să realizăm la noi în țară. Nu. Chiar am fost la Cluj, unde am văzut o tipografie deosebită, ce realizează niște lucrări incredibile, la București de asemenea. Și am discutat cu cei de acolo și mi-au spus că clar pot să fac așa ceva, dar nu în formatul pe care mi-l doresc eu. Și atunci am găsit o tipografie în Italia. Deci nu a fost un moft, pur și simplu din punct de vedere tehnic am ales să-l facem acolo. Acesta a fost motivul. Iar albumul trebuie menționat că este o lucrare de lux, adică este ediție de lux. Este singura ediție având coperți de pânză și această lucrare deosebită cu folio, așa se cheamă acest font, este efectiv o folie din argint, nu știu dacă e argint, dar așa se cheamă și fotografia este aplicată, dacă vă uitați atent, are un chenar foarte fin, un emboss negativ, iar cărțile de genul acesta, pentru că mie îmi place să o numesc carte, chiar dacă nu are un text, are o poveste. Chiar dacă această poveste este în imagini. Cărțile care sunt realizate cu aceste specificații, ca să le spun așa, intră în categoria cărților de lux. Iar printul este deosebit. Deci tipografia la care a fost realizat este o tipografie de top din Europa. Mi-ai spus că erau niște probleme. Au fost la... Da, au fost niște probleme. Când am fost la dumneavoastră în emisiune, am avut cartea nelegată. Dacă doriți, pot să vă povestesc puțin despre procesul de creație, ca să mi-am zic așa. Că ai venit asortat azi cu cartea și puloverul, da? Da. Ai ales nuanța asta? Albastru ăsta sau tipografia la... Nu, noi am ales. Tot ceea ce este în această carte, în acest album de fotografie, este conceptul designerului, Andrei Becheru, prietenul meu, și al meu. Vă dați seama, fără acordul meu nu se putea face. Iar cei din Italia doar au executat. Deci, inclusiv printul fotografiilor l-am realizat eu.
Deci am realizat, am printat toate fotografiile din carte la mărimea în care vor apărea în carte. Noi avem le-am imagini, sunt niște imagini. Da, le-am trimis în Italia și le-am zis, așa trebuie să arate printul. Iar ei au printat, ne-am dat acordul și înainte ca albumul să fie legat, ne-au trimis o copie nelegată, pentru că coperta și legarea este foarte scumpă. Mm-hmm. Și acolo au fost probleme. Da, acolo au fost ceva probleme care au fost remediate, dar cred că este ceva normal. Se întâmplă să apară diferențe. Dar nu că era un client din România sau... Nu m-am simțit absolut sub nicio formă discriminat sau tratat altfel. Adică se vede lucrul acesta din lucrarea cărții. Lux, dar totuși cât costă un asemenea album? N-am avut sponsori, ca să fie clar. Este foarte, foarte scump și implică foarte multe cheltuieli. De exemplu, prețul final eu încă nu-l știu. Și o să râdeți de mine. E foarte complicat. Eu n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Poate dacă ați invitat pe cineva la emisiune, v-ar putea zice exact care este costul unei cărți. Eu n-am știut să calculez costul acestei cărți. Iar cheltuielile diferă. Și vă spun de ce. Ok, ai albumul, este printat în ediție limitată de 600 de bucăți în momentul acesta. Mm-hmm. Poate va mai fi o ediție, poate nu. Acesta are un preț per bucată, da? Dar în spatele acestui preț intră foarte multe alte costuri. De la, nu știu, pot să vă zic că am plătit în momentul de față 700 sau 800 de euro numai pe transport. Odată ca să mi le trimit acasă, plus toate cheltuielile cu... Gândiți-vă, odată am trimis în Italia la tipografie două fotografii cu o firmă de curierat și prețul a fost de 100 de euro. Deci, ceea ce vreau să spun, sau am magazin online, nu am firmă, îmi vând cartea pe site. El are prețul de 200 de lei, dar nu rămân cu banii ăștia în mână. Pentru deci că toți îți iau comision. Da. Toți îți iau comision. Adică banca, firma care administrează site-ul, firma care administrează. Deci, de asta vă zic, pentru dumneavoastră, dacă mă întrebați cât costă, este 200 de lei. Pentru mine, eu văd câți bani îmi rămân în cont. Știți? E foarte sensibil subiectul. Da, prețul la vânzare este 200 de lei sau 40 de euro în străinătate. Costul real al întregului deci proces. Deci un album, asemenea album, da? În Europa. Da, asta este. Asta este prețul. Munca ta, dacă iei asta vă zic. Fiecare fotografie, fiecare drum, da? Pentru că această fotografie este, da, fotografia premiată de National Geographic, da? Este o fotografie singura din România. Da, deci singura din România. Care a fost, care este în galeriile National Geographic Fine Art, la vânzare. Da. Și a fost premiată la concurs, am spus și data trecută, la concurs organizat de National Geographic. A luat mențiune, deci au fost doar locul 1, 2, 3 și o mențiune la categoria natură, parcă, sau peisaj, ceva de genul. Dar această fotografie este pe copertă pentru că pentru mine reprezintă foarte mult. Este una dintre fotografiile pe care eu le-am realizat la un moment din cariera mea de fotograf, ca să o numesc așa, care mi-a dat un impuls, care m-a motivat foarte mult, mă înțelegeți? Și mă simt încă atașat de fotografia aceasta, pentru că așa suntem, toți fotografii se atașează de fotografii. Și de aceea, ca să realizez acest album, am avut nevoie de ajutor. Am avut nevoie de cineva care să mediteze povestea, pentru că aș fi lucrat la el emoțional. Și ai nevoie de cineva obiectiv care să, cum să zic eu, să sintetizeze munca ta de 7 ani de zile într-o poveste cursivă, într-o poveste interesantă, captivantă și așa mai departe, știți? În sensul că toate fotografiile au o poveste, nu sunt puse chiar în... Cartea, dacă e să-i spunem carte, are sens dacă este răsfoită de la un capăt la celălalt.
Adică există fotografiile mele din portofoliu care, pe care le cunosc foarte mulți oameni, dar există și fotografii... Fotografia este... Da. De ce e a doua? Păi, o găsim și aici. Este chiar a treia. Sau a treia, da? Da. Păi aici, da. Face parte din, din povestea lacului, mai în față este prima fotografie, da. Face parte din povestea lacului, care este o poveste vizuală foarte interesantă, care pleacă cumva de jos, de la nivelul lacului, care îți arată un lac misterios și care, pe măsură ce răsfoiește această carte, îți dezvolie povestea lui. Povestea vizuală și povestea locului, ca să spun așa, pentru că albumul, eu zic că editorul acestei cărți a fost foarte inspirat și a reușit să spună o poveste despre lacul Cuieșdel, despre sălbăticia acestui loc și despre o arie protejată, un loc din natură, din pădurile noastre. Pentru că cumva sălbăticia asta a Carpaților este, pentru mine este autentică. Deci gândiți-vă, dacă mergeți în Franța, să zic, ei nu mai prea au animale, să zic așa. Au căprioare, au iepuri și atât. Ei nu au urși, nu au lupi, nu au ce avem noi aici, să zic așa, mă înțelegeți? Pe când aici, în locul acesta și în deosebi în județul Neamț, gândiți-vă cât de bogat e acest loc numai la capitolul acesta. Avem urși, avem râși, avem zimbri, restul animalelor nici nu mai vorbesc. Și asta am încercat să arătăm cu această carte și de aceea se și cheamă așa. Din nou, titlul este în engleză, dar nu este un moft, ci pur și simplu l-am ales datorită designului și pentru că sună foarte bine în engleză. O poveste din sălbăticia Carpaților. Pentru că așa este pentru mine acest loc și numai pentru mine, pentru oricine îl vizitează. Și asta spuneam, că de aici am plecat. Vedeți, pe măsură ce răsfoiți paginile, locul se descoperă și vedeți, începe cu imaginea aceasta. Este o dimineață, să zic așa, dacă vreți să creăm un scenariu, o dimineață de toamnă, cu ceață rece, dar care dintr-o dată se schimbă, nu? Când răsare soarele și vedeți și cartea se luminează pe parcurs. Da. Și tot timpul este un joc între, să zic, sol sau luciu apei, cum vreți să-i spunem. Reflexii da. Și așa mai departe. Și văd că vă place da. Foarte mult. Da. Vă jucați cu reflexia. Da, foarte cam mult. Totul e... Și albumul sau povestea te pune pe gânduri, pentru că, vedeți, ați răsfoit câteva pagini și ați trecut de la fotografie la pictură, să zic așa. Aha. Da, și la fel este și jocul între pământ și aer, pentru că am și foarte multe fotografii din dronă. Și tot conceptul este doar pentru a-ți face o imagine despre acest loc minunat sau despre, poate fi și o pădure de la noi din România, de oriunde, pentru că până la urmă, văzute de sus, multe dintre păduri arată cam la fel. Cam la fel. Sunt și unele deosebite. Și toată povestea, cum să vă zic, m-ați întrebat dacă este la început, dacă sunt fotografiile mele iconice, să zic așa, bine cunoscute, și am zis că sunt, poate fi o poveste întreagă sau pot fi mai multe povești. Pentru că aici, în locul ăsta, eu am învățat să fac fotografie. Dar aici, în locul ăsta, mi-am perfecționat stilul și am descoperit foarte multe tehnici de fotografie. La fel cum a zis dumneavoastră, vedeți? Adică dumneavoastră n-ați fi ajuns la nivelul ăsta de performant dacă n-ar fi fost locul. Foarte interesant, nu? Pot să spun și asta. Da? De ce nu?
cu tot dragul, pentru că gândiți-vă, am călătorit atâta în lume și cel mai mare succes cu fotografiile mele l-am avut cu fotografii realizate la lacul Cuieșdă și, cum am zis, data trecută la geam în Amunții Apuseni. Da, dar de ce se întâmplă lucrul acesta? Acum, după atâția ani, vă dați seama, și lumea asta fotografiei nu e chiar așa de mare cum avem noi impresia. Chiar dacă sunt... Toată lumea face poze. Corect. Da. Dar acolo sus sunt puțini. Și încep să cunoști fotografi și să le cunoști fotografiile sau portofoliu sau ceea ce fac ei. Și să știți că majoritatea au succes cu lucruri realizate la ei acasă. Înțelegeți? Pentru că acolo poți să te exprimi. Acolo cunoști locul, acolo cunoști foarte multe situații, cum să zic, cunoști toate fețele. Și atunci, normal că tu poți să te exprimi și poți să arăți locul respectiv, cum să zic eu, să-l prezinți cât de bine se poate, cât de bine poate arăta el la un anumit moment. Înțelegeți? Și asta este pentru mine, e același lucru. Adică, dacă n-ar fi fost locul, poate era alt loc. Dar faptul că este aproape, faptul că l-am vizitat de atâtea ori... Mai puteți așa cuantifica câte drumuri ați făcut? Nu știu. Da? Nu știu. Păi și aici, tot în prețul... prețul nu e vorba de preț. Eu, cum să vă spun, când am făcut această carte, da, normal că ne-am gândit la preț. O carte, nu album. Album, da. Da. Tot timpul îi spunem carte. Ne-am învățat să-i spunem carte deoarece am preluat cumva termenul din engleză. Și ăsta este termenul, să zic, sau e cel mai ușor de folosit. Normal că ne-am gândit la preț. Dar chiar în urma unei discuții pe care am avut-o la o tipografie și am încercat să producem albumul în România, până la urmă cel care vrea să ne producă albumul ne-a spus că să nu umblăm la design pentru că stricăm tot conceptul. Și având în vedere că este prima mea carte, că am avut succes cu aceste fotografii, sunt foarte multe fotografii care au fost premiate în toată lumea asta, am decis să fac acest efort ca să nu fac un compromis, mă înțelegeți? Am înțeles. Adică am vrut să fie ceva, având în vedere că e un loc special pentru mine, că am muncit atâția ani, vă dați seama, după 7 ani de zile, cred că dacă făceam un compromis, stricam tot. Și atunci n-am vrut să facem lucrul ăsta. De aceea ne-am dus și până în Italia. Vă dați seama... Acum, în pandemie. În pandemie. Da. Adică noi tot ce am făcut, am făcut numai prin corespondență. Uh-huh. Ceea ce e foarte interesant. Cum să scoți o carte sau un album, culmea, și un album de fotografie unde trebuie să vezi mostre și probe și așa mai departe, la, nu știu, 1000 și ceva de kilometri distanță. Adică e o mare realizare, dacă stăm să ne gândim așa. Chiar e o mare realizare. Și încă o chestie foarte interesantă, care acum îmi dau seama, este că lumea vede lucrul ăsta. Adică sunt oameni care nu se pricep, care nu au cărți de fotografie, dar care știu să aprecieze calitatea. Și prin calitate nu mă refer doar la materiale, mă refer la muncă, la povestea din carte și apoi calitatea materială. Pentru că cumva una fără cealaltă nu se poate. Sau, mai bine zis, se completează. Și acum, după atâta timp, chiar mă bucur că n-am făcut niciun compromis la capitolul ăsta, ca să zic așa. Și că e un album la nivelul, cum să zic eu, la nivelul lacului și are un renume acum, vă dați seama. Adică, deci ca să spun așa, un șablon, un lucru bine făcut. Da. Un lucru bine făcut și un lucru despre un loc care, nu știu, într-o perioadă autoritățile aveau planuri mari, mărețe despre această zonă, că o să fie un aspirator de turiști. Păi în fine, este. Da? Da, cum? Păi, una dintre persoanele care mi-a cumpărat cartea din Belgia mi-a spus că a fost în România, am vizit-o o lună de zile și că a fost aici la lac. Este un aspirator de turiști. Da, de ce nu? Dumneavoastră un ambasador, da, pentru, iată, locurile acestea. Îmi spuneați că v-au invitat
prin Ucraina, ambasada română. Da. S-a aflat despre... Da. Lumea e mică în, nu? Lumea artistică. În lumea online, să zic așa. Lumea online, da. În lumea online e foarte mică, da, să zic. Suntem toți foarte apropiați, chiar dacă suntem la distanță. Da, ambasada Ucrainei din România va organiza o expoziție itinerantă. De, ambasada Ucrainei? Nu, ambasada României din Ucraina, mă scuzați. Nu mi-am dat seama ce spune. Da. Așa, cu fotografii de aici, de la LAC. Expoziția va avea același nume ca și cartea. Este o expoziție compusă din 20 de fotografii, selectate pe baza chiar din carte și aranjate în aceeași ordine în care apar în carte. Sunt mai mulți artiști fotografi? Nu, nu, este expoziție, este doar expoziția mea despre foarte acest interesant loc. Deci da, asta într-adevăr e o știre. Și da, cum va fi asta? În perioada următoare. Deci în perioada următoare deja au toate fotografiile, se fac pregătiri pentru eveniment. Și va fi itinerantă, va fi la ambasada din Kiev și la consulatele românești din Ucraina. Mm-hmm. Inclusiv aici la Cernăuți. Da. Da, foarte interesant. Iată o carte. Da, trebuie să circulați acum, o să înceapă cartea să, da, să este... vă plimbe prin lume. Se plimbă cartea deocamdată. Cunosc oameni care, mă rog, mergeau și înainte de 89 prin străinătate și veneau acasă cu un album. Un album fotografic, un album de artă, un album... da, era un, cum să spun, un dar. Acum lumea, mă rog, când vine din străinătate, vine cu altele, da? Înainte, oamenii aduceau un asemenea album. Să știți și... că și acum... Da? Da, da, deci și acum, surprinzător pentru mine, foarte mulți dintre cei care au cumpărat acest album îl cumpără ca să-l facă cadou. Da, un cadou. Un cadou, da, și asta pe mine mă bucură pentru că eu o privesc ca pe o apreciere. Ați mers cu el la, nu știu, la Consiliul Județean, la nu, primăria, măcar nu, să vadă, poate nu... Nu. N-am avut timp. N-ați avut timp, da? Nu. Puteam să-i spun. La modul foarte serios, n-am avut timp. Deci, foarte bine s-a vândut cartea, chiar și fără lansare. Deci, rețelele de socializare sunt incredibile. Mm-hmm. Foarte multe persoane care au văzut au vrut să o cumpere și v-am spus, surprinderea mea este că revin să mai cumpere o bucată sau două ca să le facă cadou. Ori pentru mine asta înseamnă enorm, enorm. Iar pentru, să zic, pentru Județul Neamț, pentru că este o carte realizată în totalitate în Județul Neamț, eu zic că este un obiect de foarte, foarte mare valoare. Adică realizată la nivelul acesta, pentru că nu este o broșură, da, nu este un pliant care îți arată... Bine, poate ei nici nu știu la cât știți că... Da, iau alte... Da, nu, eu o zic pur și simplu la modul general. Orice zonă din lumea asta, să zic, ca să nu ne legăm de o anumită de locația asta, cred că ar fi onorată să aibă așa ceva. Adică se vede, ce să zic, din spusele oamenilor, foarte multă lume mi-a spus că nu știu dacă se uită la un album de fotografii sau la un album de artă. Deci e ca și cum, nu știu, oscilezi sau te plimbi prin ceva care nu știi ce emoții trezește, pentru că fiecare simte altceva când vede această carte. Aveți în plan să o lansați și prin România? Sau, da, numai că... are sens să o mai faceți lansare, dacă ea se vinde singură. Vroiam să facem lansare, da, dar a fost pandemia. Da. Uh-huh. Sau este pandemia și vedeți că odată sunt... Da, da. Dar, repet, rețelele de socializare ajută foarte mult. Foarte, foarte mult. Da. Poate când se va termina sau o să fie niște măsuri de relaxare sau de normalitate, probabil că o să facem și o lansare fizică. Cu întrebări, cu răspunsuri, cu... Știți cum e? Suntem pe Facebook toată ziua, dar când stăm față în față e altceva. Da, da, da. Da, păi, vedeți că... și eu v-am cunoscut tot de la un fotograf, mi-a vorbit despre dumneavoastră și atunci când v-am invitat la prima emisiune. Într-adevăr,
fără să vă dați seama, dumneavoastră faceți promovarea unui, unui obiectiv turistic din Neamț. Da, și știu. Asta e, v-ați folosit, să spunem așa, de, de obiectiv și da, de obiectivul aparatului. Da, și sunt... v-a ieșit o treabă deosebită. Da, dar cum să vă zic, eu m-am atașat de locul acesta în toți acești ani și cumva ați văzut, cam la un an, doi am reușit să realizez o fotografie care mi-a dus un succes enorm la propriu. Însă munca mea, să zic așa, cel mai mult fotografiez în zona orașului Târgu Neamț. Și aici am realizat foarte multe fotografii care sunt sau au fost apreciate. Însă ca să spui o poveste sau să ai un proiect coerent sau așa mai departe, trebuie să ai un subiect, înțelegeți? Ori aici subiectul e evident. Adică era foarte simplu să spui povestea acestui loc într-un album. Dacă vă uitați la album, nici măcar nu are paginile numerotate. Adică n-am vrut să... Omul să nu fie stresat. Da, da, adică da, nu are pagini numerotate, nu are explicații despre fotografii, nu are cuprins, pur și simplu... Anotimpul, ne spuneți că... Da, sunt două anotimpuri de toamnă și iarnă, da, pentru că așa îmi place mie să fotografiez sau sunt anotimpurile mele preferate, iar... Dacă făceam un album despre Neamț sau zona Neamțului sau nu știu cum ar fi trebuit să-i spun, deja trebuia să dai niște explicații. Ori aici, pur și simplu, prin concept, prin design, nu te deranjează cu atâtea informații sau cu asemenea informații, ca să spun așa. Pur și simplu poți să te bucuri de o fotografie și, repet, oamenii reacționează diferit și oamenii au anumite preferințe din acest album. Ori le place capitolul cu fotografia al negru, ori anatomia gheții, ori fotografiile care seamănă cu niște picturi. Și atunci am considerat că orice ar fi în plus ar deranja, știți? Ar distrage atenția. Da, foarte interesant în prefață. Nu am avut plăcerea să-l întâlnesc pe Gheorghe Popa și nici nu am văzut vreodată lacul cu Ejdel cu ochii mei. Cred că mulți n-au văzut lacul. Da. Și cred că vor vedea prin acest album. Cu toate acestea, nu am ezitat nici o clipă rugăminții lui de a scrie această prefață pentru cartea lui de fotografie. Desigur, îi cunosc fotografiile, îl consider pe Gheorghe unul dintre cei mai surprinzători fotografi de natură din Europa. Privindu-i lucrările, mi-am dat senzația că și eu cunosc cât de cât lacul cu Ejdel. Acum că am putut vedea pe larg fotografiile din carte și că am aflat mai multe despre Gheorghe, sunt încântat să-i scriu prefața. Cartea prezintă cât de versatilă, grafică și artistică este natura văzută prin ochii unui fotograf iscusit cum este Gheorghe Popa. Sunt mii de fotografii excelenți de natură și de peisaje activ, numai aici în Europa. Fluxul constant de imagini de bună calitate de pe rețelele sociale și din reviste poate fi intimidant și totuși pentru mine fotografiile lui Gheorghe Popa se disting de lucrările altor fotografi. Așa cum spuneați, e greu. Foarte greu. Multă lume fotografiază, multă lume, da, face fotografii, dar cei care ajung în vârf sunt puțini. În primul rând, este o odă fotografică splendidă adusă celui mai mare lac baraj natural din România. Mai sunt cazuri de astea? Am mai făcut cineva vreun album așa pe o... Pe o are protejată? Pe o are protejată pe... Nu. Nu. Deci primul și nu cred că mai există arii protejate care să aibă propriul album. Ați deschis un drum inedit, un drum nou în România. Acum vorbeam cu domnul primar de la Gârcina, comuna care unde se află acest lac și e un incendiu acolo. Ca să vedeți dumneavoastră, e
ar fi venit și el la o emisiune astăzi. Imaginile sale arată lacul cu flora și fauna specifice, arborii speciali scufundați în apă, diversitatea pădurilor naturale înconjurătoare și ocupanții săi unici, bizonul european. Din fotografiile sale se vede clar că zona are o imensă valoare ecologică și de aceea trebuie protejată. Poate că această carte va ajuta în acest sens. Această carte, acest album, da? Această... Da. Veți mai continua și cu alte obiective? Cum să nu? Este o adevărată plăcere să fac fotografie. Natura din România este superbă. Așa cum arată acum, dar este superbă. Și vă dați seama, fotografia vine ca un lucru natural. Mai ales la noi în țară, când avem asemenea peisaje deosebite. Și nu mă refer numai la lacul Cuieșdel. România are, cred că este una dintre cele mai ofertante țări, ca să zic așa, la fotografie. Am văzut atâtea locuri și chiar cred că este una dintre cele mai. Nu zic așa ca toată lumea, ce țară frumoasă avem, o spun. Da, avem, dar știi cum chiar e. Avem, adică... Problema e că da. E locuită. Da. Nu, no, deci... Glumim, vă dați seama. Nu știu cum să vă zic, că trebuie înțeles un lucru foarte important. Chiar și Theo Boschmann, fotograful care a scris prefața, este un fotograf de natură, foarte, foarte apreciat în Europa, autor a mai multe cărți, tot așa. Dar cum l-ați convins să scrie, că am înțeles că nu vă cunoașteți? Nu v-ați cunoscut? Ne cunoaștem de socializare. Theo este unul dintre, probabil unul dintre cei mai premiați fotografi de natură din Europa. El este sau a fost avocat de profesie și a renunțat la o carieră de succes, cum spune el de foarte multe ori, pentru a face fotografia. Și m-a felicitat de mai multe ori. Deci boala asta, microbul ăsta, da, e... Da, e greu. E greu, da. El m-a felicitat de mai multe ori când am câștigat la anumite competiții și am fost premiați împreună la competiții de fotografie și pur și simplu nu ne-am sincronizat să ne întâlnim. Iar acum de 2 ani de zile, cum este pandemia, nu am mai mers la niciun festival de fotografie. Chiar dacă am fost premiat. Iar faptul că el mi-a scris prefața, pentru că în momentul în care a văzut... Dar cum ați ajuns să-l convingeți să vă scrie prefața? Păi l-am rugat, adică frumos. Adică un om pe care adică e ultimul lucru la care m-aș gândi. Oamenii care fac fotografie și să știți, în general, oamenii ca el sunt oameni foarte buni. Singura mea îngrijorare era putea adică să zic... Adică la acest album aveați nevoie și o prefață? Nu aveam nevoie, dar am preferat să fie. Pur și simplu... Nu, da, e o greutate, adică una exact, e să scrie... Exact, corect. Este foarte important, dar pentru mine este un fotograf care are un stil foarte interesant. Deci, la fel cum vedeți fotografiile mele din album, care sunt realizate în același loc, majoritatea, și totuși atât de surprinzătoare și de diferite, la fel, nu pot să zic că eu am un stil ca și al lui, că nu avem același stil. Pur și simplu, pe mine mă impresiona genul lui de fotografie, de a vedea lucruri niște... a face fotografii foarte bune, niște lucruri aparent banale. Adică, pentru mine, munca lui sau portofoliul lui este o lecție, pentru că îți dai seama că poți să realizezi ceva de calitate în spatele casei, să zic așa, cum am exagerat puțin. Și i-am scris că lucrez la o carte și că doresc să rog să-mi scrie prefața și i-am atașat fișierul cu cartea. Și pentru mine a fost foarte încurajant faptul că singura întrebare pe care mi-a pus a fost: în câte zile ai nevoie de prefață, de text, adică fără alte întrebări. Păi și... ne-a spus că în România când îi cer ceva unui colaborator azi. Foarte serios, da. Deci n-am avut absolut nicio problemă, a trimis textul, ați văzut ce frumos a scris, da, și... Tot, da. Natură, tot peisaje, da, da, da. Boss bomb. Da.
Olandez? Olandez, da. Olandez, da. Da, da. Da, da, da. Da. El a mai fost prin Islanda, pe undeva. Da, foarte a mult. Foarte mult fotografiază în Islanda, da. Da. E o lume, e o lume, da. Deja zici că e... Da, eu nu zici că e real, nu zici că e... Da, m-am spus. Da. Foarte interesant. Deci cartea dumneavoastră și, mă rog, totul cum a decurs, povestea, da, cum a decurs, arată că, da, în lumea dumneavoastră nu s-ar putea ca în felul sau în stilul de arade păduri, arade natura din România din zilele noastre, că vedeți că nu mai putem să mai facem absolut nimic să oprim nebunia asta așa, s-ar putea ca acest album să rămână, uite domnule ce a fost. Uite ce... Doamne ferește, să ajungem păi, chiar așa. Să nu fie. Doamne ferește. Să nu fie, da. Doamne ferește, așa este. Da, din păcate, am spus-o și data trecută, spun și acum, problema aceasta nu este numai în România, este cam în toată lumea. Și deci peste tot se taie, peste tot e o bătălie, da, cu natura. Da, deja, nu știu, globalizarea, ați văzut, aceleași probleme le avem cu toții. Nu mai putem să ne ferim. Ce vreau să vă spun referitor la fotografie și la acest album? Modul acesta de lucru, de a face fotografie, este un mod firesc. Adică nu este ceva deosebit ce am făcut eu acum. În sensul că am plecat dintr-un anumit punct, am realizat fotografii, am învățat să fac fotografii, au fost publicate fotografiile mele în reviste, am câștigat concursuri și așa mai departe. Ei, la un moment dat, în această carieră, dacă vrem să o luăm așa, se cere așa ceva. Adică lumea întreabă, chiar am fost întrebat dacă am cărți sau dacă am vreo carte de fotografie. Adică ajungi la un anumit nivel la care pur și simplu te îndeamnă situația. Adică este o altă etapă. Mă înțelegeți? Și ce poate fi mai frumos decât să spui povestea ta de atâția ani sau povestea unui loc într-un album de fotografie și mai ales un album de fotografie realizat bine, că despre asta e vorba. Da. Și toate lucrurile acestea, frumusețea lacului, povestea din spate și așa mai departe, toate acestea fac povestea de succes. Pentru că această carte sau acest album, noi nu l-am conceput ca pe un album de vederi, ca să zic așa. Noi am avut ca scop să spună ceva. Vederi de la munte. Da, vederi din Neamț. Nu, am vrut să spun o poveste oarecum despre lac, logic, dar este și o poveste universală a unui loc de natură. Pentru că, până la urmă, asta este. Natura este frumoasă și natura place oricui. Mă înțelegeți? Și... Mă uit să văd cum se termină povestea. Binele învinge, nu? Întotdeauna. Întotdeauna binele învinge. Da. Cum se termină povestea, vă dați seama că va continua, dar ca să spun așa, trebuia la un moment dat să facem o sinteză, știți? Să ajungem într-un punct și să facem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în toți acești ani. Până la urmă te-ai trecut farmacist. Văd că Gheorghe Popa de fapt este un farmacist. Aici e mirarea că ești mult mai bun în fotografie. Medicamente, nu știu. Nu se cere un de filmat medicamente. Da. Știți cum e... Ești născut în Aiud. Da. Cum ai plecat de acolo? Cu soția. Cu a patra. Cu a patra. Cu a patra, da. Și ai venit în Târgu Neamț. Da, păi, nu știu, e o poveste interesantă. Am terminat facultatea și am început să profesăm farmacie aici, în Târgu Neamț. Ce vreau să vă zic, că, apropo de Aiud, zona este oarecum asemănătoare. Adică, în zonă, la mine, sunt munții Trascăului, care sunt foarte aproape de mine, ori aici, la Târgu Neamț, să zic, Piatra Neamț este o zonă tot așa de munte, deci pentru mine nu este o noutate, da, ca da, să zic așa. Da, știi foarte bine că se leagă o pagină de neagră din sunt mai multe pagini, sunt mai multe pagini negre, da, la Aiud, da, pe care nu le știu mulți, dar
Nu, eu n-am nicio problemă cu faptul că trăiesc în Târgu Neamț sau că aș fi trăit în Aiud sau în Cluj sau în Brașov. Deci pentru mine nu e așa de important aspectul ăsta. Chiar în momentul de față consider că este un mare avantaj să trăiești într-un oraș mic ca și Târgu Neamț versus Cluj sau Brașov, pentru că în 10-15 minute... Nu vezi ce înseamnă orașele mari. Da, e un paradox asta, așa ca o paranteză. Da. Văd că orașele mici au început să le plătească căldura ăștora din orașele mari. Da, domnul da. Gheorghe Popa este, vă spun, un... un fotograf, un artist fotograf care, iată, a ajuns, ca să spunem așa, el joacă în Champions League pe zona asta fotografiei. A ajuns în National Geographic, deci acolo este maxim, nu? Nature Photographer of the Year, o mențiune, European Wildlife Photographer of the Year în Germania, Monochrome Awards în Statele Unite. Locul întâi. În Statele Unite, locul întâi, da. Mont Photo and Memorial Maria Luiza. Cine loc Maria întâi. Luiza? Maria Luiza este cel mai vechi concurs de fotografie din Spania, da? Și unul dintre cele mai importante din România Europa. Dar noi avem concurs de fotografie? Da. Da? Fotogeografica Milvus, Fotogeografica la București, Milvus, la Târgu Mureș, internațional. Am câștigat și la Milvus, o fotografie din Islanda. Da, nu e vorba ai fost de... și în Islanda, da? Ai... Da, da. Știți cum e? În Spania, la Monfoto, Monfoto și Maria Luiza sunt din Spania ambele, acolo am reușit cu fotografii de la Cuiești să câștig locul întâi. Iar National Geographic, de când nu ne-am văzut de la ultima emisiune, a fost publicat în toată lumea sau majoritatea revistelor proiectul cu geamăna, cu frumusețea otrăvită. Deci a ajuns din Rusia în Mexic, Statele Unite, Franța, Germania, peste tot povestea tristă de la geamăna. Iar înainte, National Geographic a publicat fotografii de la Cuieșdel. Deci, povestea lacului, prima dată. Fotografia de pe copertă a fost publicată în revista National Geographic Spania. Deci, această fotografie. Iar fotografia, aproape fotografia de la sfârșit, din acest album, din 2014, a fost fotografia de copertă la National Geographic Traveler. Aceasta. Cu lacul. Moment unicat, să zic așa. Deci unicat, pentru că n-am mai prins un moment ca și acesta cu reflexii, cu zăpadă și așa mai iarnă. Departe. Iarnă, da, nu. Peisaj de iarnă. Nu, deci n-am mai prins. Deci sunt foarte multe fotografii care au fost premiate singure sau împreună ca și portofoliu. Chiar în acest lac, în acest album sau acest proiect este un proiect care îmi place mie să-l numesc Anatomia Gheții, cu formele acelea de pe suprafața lacului, care tot așa este foarte cunoscută, cred că din cauza titlului. Are un nume, un titlu care te atrage, Ice Anatomy. Și nu știu, eu cred că aici la lac, oricât aș merge, aș tot învăța, pentru că am descoperit la lucruri toți anii ăștia. Te ascult așa și îmi dau seama că parcă ar vorbi un pescar, știi? Dacă n-ai fi tu, ar fi un pescar care merge la lac și vine cu câte o captură. Exact. Da, câte o povești pescărești. Ai avut... Nu sunt minciuni. Au fost și momente când n-ai venit cu o captură bună în aparat? De cele mai multe ori. Păi, tocmai că știți cum e lumea, când ai succes, nimeni nu-și mai amintește de eșecuri. Eșecurile le știu eu, știți? Sau le știți deci dumneavoastră. Drumuri, Da, cum să nu? Da, e imposibil să nu. Gândiți-vă, în albumul are 140 de pagini și 68 de fotografii realizate în 6 ani, în 7 ani. Din 2014 până în 2021 inclusiv. Păi, 7 ani trebuia să am mai multe fotografii dacă, dacă prindeam de fiecare dată o fotografie, wow. Uh-huh. Fotografiile deosebite, nu știu, cred că se realizează în momente deosebite. Și am învățat aici la LAC
că aceste momente deosebite nu înseamnă neapărat o atmosferă deosebită. Știți? Adică dacă dumneavoastră vă apucați mâine... Să ai o lumină mâine, bună? Să da, ai... nu neapărat. E foarte interesant lucrul ăsta. Ai încercat și la ore da, de dimineață orele. Și la prânz și da, seara și... Da. Asta face... Fotografia asta când? E dimineață, nu? A, dimineață, când? Da. 7:30 așa. Era în octombrie, deci da, e posibil să fie așa. Aha. Da, deci orele... în zona respectivă... În primul rând, copacii aceia acum sunt pe uscat. Deci lacul s-a colmatat acolo. Lacul, acum cine a fost acolo știe lucrul acesta. Poți să mergi dimineața acolo și să nu fie ceață pe lac. Dar dacă sunt anumite condiții de temperatură și așa mai departe, este senin. Chiar dacă nu este ceață pe lac, în momentul în care apare soarele, se formează ceață într-un anumit loc. Condens, da. Da, și acolo este realizată această fotografie. Dar, repet, nu contează, din punctul meu de vedere acum, neapărat starea, temperatura, nu știu, vremea și așa mai departe. Pentru că am fotografii pe care le-am realizat în momente în care, să zic, alții nici n-aș scoate aparatul, să zic așa. Asta e frumusețea jocului, ca să numesc așa. Frumusețea și provocarea cea mai mare. Pentru că la un moment dat te și provoci să vezi altceva sau ești curios să vezi ce se întâmplă în alte momente. De aceea apare și complexitatea acestui album. Adică nu este o întâmplare. Pur și simplu, în atâta timp a ieșit așa ceva. Dar este multă muncă. Nu, n-a fost noroc. E inedit că la munca asta, adică tu ai fotografiat, tu ai muncit la tot, tu ai luat legătura cu... E tipic românește. Deci e tipic românește. Da, ceea ce noi afară... facem pe toate. Da, pe afară dai unui, eu știu... Păi chiar spuneam asta. Face. El se ocupă cu editura, el se ocupă cu contractele. No. Doi oameni am făcut tu asta. Tu semnezi și spui, bă, care-i dreptul meu de, exact, de câștig? Nu. Deci la noi în România, vedeți că la noi în România lucrurile sunt pe alte... Da. Ați înțeles cărări. Foarte bine. Am făcut-o românește. Și dacă tragi linie și n-ai curaj să tragi linie, ca să vezi că nu ești în câștig. Da. Da, deci asta e ineditul situației. Ceea ce pe alte eu nu cred că domnul ăla din Olanda a renunțat el la fotografie, face poze și... La avocatură. La avocatură și face poze doar așa din... Da. Da, unde vă găsește lumea? Pe mine? Da. Păi îți ia albumul. A, pe, la mine pe site, poți să-mi scrie pe... GheorghePopa? Da, GheorghePopa.com. Sau pe magazinul. Da, da, magazinul meu online, gfoto.ro. Sau pur și simplu poți să scrie pe Google cu Eșdel Carte. Că apare. Ah. Am făcut și reclamă la Google. Da. Parcă, na, nu-i știe lumea de bun sunt, da? Da. Mai făcut cu Eșdel, era să zic. Curios. Carte, apare. Apare, mai. Cum imagine, să nu apară? Da, corect. Apare și de aici te duci în galerie. Da, îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc cu această, e o operă de artă, este un cadou veritabil, dar repet, un cadou pentru cei care cunosc cu ce se mănâncă și... Nu neapărat. Vreau să vă contrazic aici și mă scuzați că vă întrerup. Feedback-ul multora dintre cei care au cumpărat albumul a fost că este un album care place foarte mult la copii. Opa! Da. Deci de la un an jumate, cineva mi-a trimis un video cu fetița lui de un an jumate. Să nu spuneți că i-a luat care la fiecare un album. I-a arătat albumul la un an jumătate. Nu l-a măzgălit? Nu. Exact. Voi să-l măzgălească, nu? Și da, era foarte impresionant că fetița făcea la pozele care plăceau, făcea wow. Da? Da. Da. De la un an jumate, cel mai mic copil care a văzut albumul până la 14 ani, mulți părinți au spus că nu se așteptau ca copiilor lor să le placă așa de mult. Deci nu este un album pentru cunoscători, este un album pentru oricine. Oricărei persoane
căruia îi place frumosul, poate să-și cumpere acest album. N-am nicio reținere când spun lucrul acesta. Este deosebit și este ceva ce, cum să zic eu, am mai zis și mă repet, lumea, chiar dacă se pricepe sau nu, când va ține acest album în mână, își va da seama cât efort am depus să realizăm și că este ceva de foarte bună calitate. Da. Îți mulțumesc pentru prezență. Jos pălăria. Iată mulțumesc. Oameni care fac lucruri importante cu efortul lor, cu banii lor, cu timpul lor. Da, sunt și oameni care aleargă după a crea frumos. Da. A crea lucruri interesante. Domnul Gheorghe Popa, invitatul nostru de astăzi, aici în emisiunea noastră, vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi. Cu tot dragul. Vă cu farmacia frumos. Să discutăm un pic cu medicamentele. Că a ajuns românul, nu vă deranjează când vedeți cât se discută azi în România despre medicamente. Știu toți cu medicamente, mă refer la zona asta pe COVID, știu toți cu albidol, cu ivermectină, da. Cu toată lumea îți dă sfaturi azi despre medicamente. Deci e ceva... Cred că au nevoie este de, trist, de un refugiu. Aici, da. Vă înțeleg trist. Prea bine. Da, da, aveți nevoie trist. De un refugiu în artă, da. În natură, da. În frumos. Da. Vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Succes cu cartea dumneavoastră mai departe. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. La revedere de aici din studioul Radio M+, din Târgu Neamț. Toate cele bune.